Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem de aici, din sufletul municipiului Deva, din clădirea IPH, la etajul 4. Cei care vreți să ne căutați, să vedeți dacă într-adevăr sufrageria mea e reală, vă aștept aici, dragii mei. Vă aștept aici în fiecare dimineață de la 7 la 8 sau în timpul zilei, dacă vă plimbați pe aici, prin jurul IPH-ului și aveți un drum, aveți un mesaj de transmis, noi suntem aici, dragii mei, pentru că ne dorim să fim parte dintre toți cei care locuiesc în municipiul Deva și nu numai, în tot județul Hunedoara. Până la sfârșitul emisiunii o să dau citire mesajelor. Astăzi vreau să transmit un mesaj special cuiva, pentru că nu întotdeauna răspund tuturor mesajelor, nu înseamnă că nu le văd sau nu încerc cumva să duc mai departe mesajele dumneavoastră și cele care nu-mi sunt adresate. Dar nu începem chiar de la prima oră cu mesaje triste. La prima oră vrem să ne bucurăm, e o zi de luni, nu e chiar atât de frig afară cum aș fi așteptat. Ieri a fost mai rece, în această dimineață e mai așa, nu mai bate vântul chiar așa înțepător ca ieri, deși de jur împrejurul nostru a cam nis. Frumoase poze, mulțumim celor care ni le-au transmis, o să le folosească probabil colegele mele la jurnalul de știri, pentru că se pare că avertizările meteo sunt cu zăpadă. Dar până atunci, dragii mei, să ne aducem aminte că suntem în postul Crăciunului și că vrem să fim mai buni. Adică, nu că vrem, ne dorim, vrem să fim mai veseli, că e luni, începem săptămâna cu zâmbetul pe buze. Nu puteam să începem săptămâna cu zâmbetul pe buze doar așa, noi de noi. Și am rugat o femeie minunată care ne aduce mereu o stare de bine, nu doar când e alături de mine aici în platou la prima ora dimineții, dar ne aduce o stare de bine și de veselie și de liniște sufletească și când mergem la teatru, dar și atunci când participăm la tot felul de spectacole. Nimeni alta alături de mine în această dimineață, Roxana Olșanski. Bună dimineața! Bună dimineața! Îți mulțumesc, Roxana, că reluăm acele obiceiuri pe care eu le-am pierdut în ăștia 2 ani de zile. Deci mi-a fost atât de dor de ele. Uite, niciodată nu-i târziu. Uite, ne-am văzut astăzi și este doar începutul. Tu ai început emisiunea de ceva timp, că te-am urmărit și săptămâna trecută și sunt onorată că ai ales să începi dimineața asta și împreună să începem cu telespectatorii și să le urăm tuturor o săptămână frumoasă, minunată. Nu contează vremea, nici vremurile, contează cum ne simțim noi înăuntru. Mi-aduc aminte de vechile emisiuni pe care noi le făceam împreună și m-am tot gândit eu așa, cum încep eu această emisiune. Dragii mei, nu am reușit să-mi găsesc un speech motivațional și am lăsat lucrurile la voia întâmplării, pentru că e foarte ușor cu invitata mea. E foarte ușor să pornești cumva așa la drum alături de oameni deschiși. La noi e mai greu să ne oprim, să spun așa. Da, dăm voie să salut și eu telespectatorii, bună dimineața. M-a inspirat când te-am văzut îmbrăcat așa ca de sărbătoare. Am găsit acest minunat partener care în această dimineață va fi partener de platou pe domnul aici de față și sper că să creăm bucurie în sufletul oamenilor, pentru că cred că asta este rolul fiecăruia dintre noi, să încercăm, cum ai spus tu, nu doar să fim mai buni, ci să și aducem bucurie celor din jur. Reușești Tu reușești asta de fiecare dată. Măi, eu încerc asta de fiecare dată. Nu cred că îmi reușește chiar de fiecare dată. Și de ce? Pentru că depinde foarte mult și de partener, de cel care este în fața mea și căruia mă adresez. Dacă și cel din fața mea este deschis și își dorește să aibă, cum să spun, o interacțiune frumoasă, atunci da, reușim să rezonăm. Dacă nu, nu. Deci până și mie mi se întâmplă să nu ajung la sufletul cuiva de fiecare dată.
Asta nu, nu înseamnă că nu încerc. De ce? Pentru că așa sunt eu. Și tu știi ca și tine că sunt un om extrem de matinal și eu de la prima oră deja sunt cu zâmbetul agățat de o parte și de alta urechilor. Toată lumea mă întreabă, dar tu de ce ești așa de matinală? Păi, pur și simplu nu pot să dorm. Și atunci mă bucur că m-am trezit încă o zi și că mai respir pentru încă o zi. Lucruri pe care noi câteodată le uităm, știi, alergăm în goana asta nebună către ceva, că nu îmi dau seama nici acum după ce fugim, uităm să ne bucurăm de momentul ăsta, de clipa asta, totdeauna ne gândim la ce o să facem mâine. Dar de ce? Hai să vedem ce facem acum. Eu, uite, acum beau cu tine o cafea, respectiv un ceai, și ne bucurăm că ne-am văzut după atâta timp, aici în platou. Ai spus o frază care am mai auzit-o săptămâna trecută de la un invitat. La fel a spus și Sebi Mercurian. Alergăm și nu știm după ce alergăm. Da. Ai aceeași senzație că... Da, cu siguranță, da. Dar tuturor ni se întâmplă, nu doar mie, nu doar ție. Cred că fiecare ne dăm seama la un moment dat că ne grăbim. Ne grăbim atât de tare. Când suntem mici, ne grăbim să creștem. Când suntem mari, ne grăbim să ne căsătorim. După aceea ne grăbim să facem copii. După aia ne grăbim să avem un job extraordinar. Și ne dăm seama că, la un moment dat, din păcate, alergăm către pensie. Toți ne dorim pensia. Păi a devenit dezideratul nostru să reușim să ieșim la pensie. Ne dându-ne seama că, de fapt, nu, așa ne trece viața. Noi nu apucăm să ne bucurăm de clipa asta, de astăzi, pentru că alergăm după ce o să fie cândva. Dar de ce? Aici, acum. Că mâine nu știu dacă mai apuci, nu? Îți dorești să te pensionezi? Adică sincer, te vize? Nu. Nici nu mă văd pensionară, pentru că asta ar însemna automat că nu voi mai merge la teatru, ceea ce pentru mine va fi o ruptură. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să fie pentru mine atunci. Va veni momentul, îți dai seama, dacă Dumnezeu mă lasă să trăiesc până atunci, va veni și momentul acela, dar este unul la care nu vreau să mă gândesc, pentru că o să-mi lipsească foarte tare. De asta nici nu mă gândesc la el, nici nu-l aștept, ci mă bucur de ce am acum, de interacțiunea pe care teatru și muzica mi le creează în secunda asta și motive de întâlnire cu oameni pentru care mă bucur în fiecare zi. Deci lasă pensia pentru cine vrea, eu nu vreau la pensie. Că asta înseamnă automat că sunt bătrână și nu vreau să fiu bătrână, chiar dacă suntem, na. CNP-ul zice altceva, dar în suflet am 12 ani jur. Am urcat până la 17. Da? Am depășit, n-am ajuns la anii majoratului încă, dar am urcat până la 17 ani. Adolescentă. De înțeleasă câteodată. Știi cum e? Se spune că nu îmbătrânești cu adevărat decât atunci când nu mai ești copil, când nu mai simți, când nu te mai joci. Eu nu vreau să îmbătrânesc așa. Chiar dacă carcasa se uzează că asta e, înăuntru încă e cald și bine, încă sunt 12 ani. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar la cât evoluează medicina, carcasa poate suferi modificări. Da, treaba lor, nu vreau nici măcar, nu sunt interesată. Nu. Știi cum e, pentru un actor, cum sunt eu, e foarte important să nu doar să te accepti așa cum ești, chiar să-ți placă. De ce? Fiecare rit pe care l-am eu pe față reprezintă o emoție pe care eu la un moment dat am simțit-o și am dăruit-o mai departe spectatorilor. Un actor fără expresii faciale, fără riduri de expresie, nu e actor. Am avut, acum nu dau nume, dar vă dau un exemplu, am avut o colegă care la un dat avea un rid foarte profund în fruntă și a zis, eu mă duc să mi-l rezolv că nu pot să mă uit așa la el. Deci, mămică, dar ești actriță, cum o să... Nu, că mă duc. Și după aia și-a făcut, mă rog, o intervenție minim-invazivă și a venit la teatru și îi spune regizorul râs și era... Și zice, ce faci? Cum râd? Dar nu se mai, știi, îi se blochează toată fața, nu poți. Noi, asta este materialul nostru, noi lucrăm inclusiv cu expresiile faciale și ar fi păcat, repet, fiecare rid pe care l-am reprezintă o emoție și n-aș renunța la asta niciodată. Dar nu-mi convine că, na, dar asta este. Să știi că dimineața când mă privesc în oglindă, vorbesc cu mine, am început să vorbesc cu mine. Măi, grav dacă îți răspunde oglinda, știi? Deci dacă vorbești doar și nu răspunde nimeni, e bine. Bine. E bun atunci. Nu pot să spun, să trec mai departe fără să spun un banc, pentru că l-am citit de dimineață și mi-a rămas plantată undeva pe mintiucă. Două blonde pleacă în pădure să caute brad de Crăciun și după o zi de căutare, una dintre ele are o idee. Hai să luăm unul fără globuri totuși și să-l ducem acasă. De la canal am evoluat, am ajuns în pădure după brad.
cu siguranță mai găsesc o blondă așa cu sufletul calmeu, deschis, să plecăm după un brad în fără globuri. Fără globuri. Dragii mei, nu merg mai departe. Bianca ne dă bună dimineața. Bună dimineața, Bianca. Astăzi bună dimineața. Nu e alături de noi în platou, e Alin alături de noi. Bună dimineața, Alin. Bună dimineața, Alin. Și bună dimineața, Rosi. Bineînțeles că fără el nu se poate, dragii mei. Neața, Rosi. Neața. Noi suntem așa aici împreună de pe la vreo 6 dimineața, o parte dintre noi. Alin a venit în fugă. E prima lui dimineață la Dale Dimineții. Măcar o mânuță dacă ne arăți, dacă... Așa, așa, așa. El e Alin, mulțumim, Alin. Și vreau să-l salutăm și pe domnul Eduard Nicolae Hinț, care ne-a pregătit o surpriză în această dimineață. Ajungem și nu acolo. Nu zacuscă că mor. Îl urmăresc pe domnul și știu că face zacuscă. Ne-a pregătit o rețetă, o să vedem imediat despre ce e vorba. Adriana Furcă, bună dimineața, săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, vă mulțumesc anticipat pentru tot ce ne oferiți, vă mulțumesc anticipat, pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută și Doamne vă mulțumim ajută. Că suntem, împreună în fiecare dimineață. Îmi scrie Bia, care se uită la noi, alea suntem noi două, Ioana. Perfect, Bia, după emisiune te aștept să plecăm în pădure după brad. Că uite, foarte mi-am găsit bună. O blondă care să vină cu mine să căutăm un brad de Crăciun. Până una alta, dacă tot am salutat prietenii emisiunii care se trezesc alături de noi, avem de urat la mulți ani tuturor sărbătoriților. Cei care sărbătoresc astăzi ziua de naștere, vă urez la mulți ani. La mulți ani tuturor. Dar avem un sărbătorit special. Da, cel mai special sărbătorit. Soțul meu astăzi împlinește 44 de ani și pentru noi este o mare bucurie că în fiecare an, dar hai să râzi, știi că am mai fost de câteva ori, tot așa s-a nimerit de ziua lui să fiu la emisiune la tine. Da. Deci noi sărbătorim, soțule, sărbătorim ziua, eu împreună cu Ioana, la mulți ani te pup, eu mă duc cu ea la bere, cu tine vorbim de seară când ne vedem acasă. E foarte important să ne oprim o clipă și să urăm tuturor celor care... pentru care astăzi este o zi importantă, să aibă o zi frumoasă, așa ca ei, și să-și găsească înăuntru bucuria de a mai zâmbi odată oamenilor din jurul lor. Și faptul că spui asta mă duce cu gândul la ultima excursie pe care ai făcut-o, pentru că de curând actorii teatrului din Deva au fost plecați în Germanica! Germanica! Te gândim, te gândim! Dar am fost din nou în Germania, la invitația formului german de acolo și dacă în primăvară am fost cu Mafia Femeilor, de data aceasta am fost tot cu o comedie, cu o afacere de familie în regia lui Eugen Pădureanu, spectacolul în care joc eu, Andreea Pascu și Eugen Pădureanu. Am jucat în Heidelberg, Frankfurt, Stuttgart și München. Ce m-a bucurat foarte tare a fost din nou reîntâlnirea cu comunitatea românilor de acolo, care ne-au privit, ne-au primit și ne-au privit cu mare căldură. După cum îți spuneam înainte de emisiune, pe mine m-a surprins foarte tare faptul că la finalul spectacolelor mulți dintre ei plângeau și nu înțelegeam, pentru că totuși era o comedie. După care mi-au spus că motivul pentru care sunt atât de emoționat este faptul că și-au auzit limba. Știi, și asta cumva te răscolește, pentru că noi aici am uitat să ne bucurăm de limba noastră. Am uitat să ne bucurăm de întâlnirile cu prietenii. Ori ceea ce ne-a oferit nouă cei din Germania a fost cumva trezirea. Ne-am adus și noi aminte că motivul pentru care facem meseria pe care o facem este asta. Să ne bucurăm și să bucurăm pe cei din jurul nostru, chiar dacă la un moment dat iese cu lacrimi, că asta este emoția despre care îți spuneam, știi? Acel schimb de emoții a fost puternic și m-am bucurat foarte tare. Vă povestesc, spun așa, să și râdăm, știi? Unde am fost cazați la un dat la Stuttgart, mie dimineața am rămăsese niște engleză pe la colțul gurii, eu nevorbind germană, și mă duc eu la micul dejun și încep, hello, good morning, I'd like to... Și îmi zice un domn care lucra acolo, bună dimineața, sunteți din Deva, nu?
Deci îți dai seama că eu, da, asta zice, e șocant, da. Da, zice, am văzut că sunteți din teatru din Deva și am venit, chiar am venit la lucru ca să vă salut. Da, și eu sunt din Deva și zic, uite ce mică e lumea. După aia la Stuttgart ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni care erau plecați din Deva. Un domn chiar m-a impresionat foarte tare. Familia Costea, dacă mi-aduc eu bine aminte că-i chema. Așa peste două persoane, peste 50 de ani, care chiar dânsul a plâns foarte tare. Deci dânsul mai tare decât doamna. Și am întrebat, eu mă gândeam că sunt plecat de foarte mult timp. Și mi-au spus, nu, am plecat doar de 5 ani, pentru că nu ne-am mai găsit locul acasă. Doamna lucrase la spital undeva 30 și ceva de ani și după 30 și ceva de ani de lucru aici s-au rupt și au plecat acolo și le-au zis că de-abia așteaptă să iasă la pensie și să se întoarcă acasă. Am așa o durere în suflet. Pentru că eu tocmai m-am întors de un an, dar parcă m-am întors ieri. Nu reușesc încă să mă reconectez la viața de aici. Sunt cumva între două lumi. Vreau să cred că sunt între două lumi paralele, pentru că realizez românii de acolo. Încă îmi e proaspăt în minte ce-și doresc românii care sunt plecați dincolo. M-am întors acasă și realizez că românii de acasă nu înțeleg pe românii plecați dincolo, cum nici cei de dincolo nu înțeleg pe cei de acasă. Undeva s-a rupt, nu doar ruptura dintre generații e foarte evidentă, s-a rupt legătura între românii de acolo și românii de aici. Românii de acolo nu înțeleg pe cei care aici se plâng. Noi cei de acasă am învățat mereu să spunem guvernul, ne văităm. Guvernul, societatea, grijile, bani puțini. Cei de acolo au parcă închid telefonul nas, le teamă să te sune, să-și sune prietenii. De pentru că să n-audă niște... Da. Știi cum e? Acum... Eu nu am umblat foarte mult, teatrul mi-a dat ocazia să merg pe unde am mers. Vreau să spun un singur lucru, din prisma omului deschis la cap, care cred eu că sunt. Ai dreptate în ceea ce spui, dar cred că comunicarea este cea pe care noi am uitat să o folosim. Și noi cu noi, și noi cu cei de acolo, și ei cu noi. De ce? Ne văităm și ne plângem tot timpul de ceva ce nu ne stă în putință să rezolvăm noi. Dar nu încercăm să rezolvăm ce putem noi să rezolvăm. Adică eu cred că schimbarea vine cu fiecare dintre noi. Dacă tu încerci să-ți faci viața ta mai bună, făcând ceva în plus, da? Fiind mai bun, încercând să-ți faci meseria mai bine, fiind un exemplu pentru cei din jurul tău, cumva trebuie să schimbăm mentalități. Mentalitatea românului este cineva trebuie să facă ceva pentru noi. Cineva trebuie să ne dea. Nu! Noi trebuie să ne facem lucrurile să fie bune. Nu trebuie să vină primăria să-ți spele ție scările în fața blocului. Nu trebuie să vină primăria să-ți dea ție să-ți măture când este zăpadă în fața blocului. Dacă eu mă duc și arunc o mână de sare și mătur, nu înseamnă că am făcut treaba primăriei. Înseamnă că mi-am făcut viața mea mai bună și n-am căzut să-mi rup piciorul, știi? Pe românește. Sunt lucruri care depind foarte tare de noi. Și am uitat să le facem. Așteptăm să ni le facă alții. Înțelegi? Da, înțeleg. E unul din motivele pentru care m-am întors acasă, dragii mei. Mereu mă întrebați, foarte mulți dintre dumneavoastră, prieteni sau mai puțin prieteni, pe rețelele de socializare, în mesajele private, mă întrebați de ce m-am întors acasă. Și am spus și Roxanei în această dimineață când ne-am întâlnit la intrarea de la IPH. Uite, de asta m-am întors acasă. Eu nu sper să schimb nimic. Am renunțat la ideea că aș putea să schimb lumea. Eu îmi doresc doar să reușim să găsim o cale de comunicare, în primul rând, cu noi înșine,
Și pe urmă, între noi, dragii mei, între noi, cei care suntem prieteni, pentru că eu vreau să cred că nu suntem prieteni doar dacă mâncăm împreună la masa de Crăciun, am mai spus-o, am mai spus-o asta într-o altă emisiune de când am reînceput aceste emisiuni matinale de la 7 dimineața în direct, dragii mei. Știi cum e? Ai dreptate. Dar... dă voie să te contrazic puțin. Chiar te rog, îmi place asta. Da, hai să facem. Da. Eu zic așa, noi singuri cu siguranță nu putem schimba nimic, dar ne putem schimba măcar percepția noastră despre viață și despre cum ar trebui să fie viața noastră și cum putem să ne o facem. Fiecare dintre noi are în putere să schimbe ceva în viața lui. Că nu poți să schimbi viața altuia sau nu poți să-l influențezi pe altul să fie mai bun, mai deschis, e și asta adevărat. Dar dacă tu cu tine încerci să fii mai bun, crede-mă că îți faci ție viața mai frumoasă. Știi? Și atunci te deschizi puțin și la cap și atunci dacă mai face unul lângă tine chestia asta și încă unul și încă unul, poate, poate, eu sunt aia optimista incurabilă care sper ca măcar, poate nu în timpul vieții mele, că nu sunt chiar atât de optimistă, dar măcar în timpul vieții copiilor noștri să se schimbe ceva în mentalitate. Pentru că eu cred că problema este în mentalitate. Apropo de Germanica, mergeam cu autobuzul și vedeam cât este de curat peste tot. Rosi, te rog, arată-ne niște poze pe care le avem de pe Facebook-ul Roxanei, dragii mei. O plimbare scurtă prin Germanica, da, doar din poze pe care Roxana ne-l-a adus. Da, deci astea sunt florile pe care eu le-am primit la un spectacol, pentru că românii au venit cu flori. Deși știau că plecăm 1500 de kilometri, ne-au adus flori și s-au bucurat că au putut să facă asta pentru noi. E foarte curat acolo. Știi? Și când mă refer la curat, mă refer la curățenie lună bec, inclusiv pe autostrăzi. Și ne puneam întrebarea, de ce la ei se poate și la noi nu? Și am ajuns la concluzia că am întrebat că până la urmă trebuie, frate, și un bici. Dacă faci o prostie, plătește pentru ea. Dacă faci una nefăcută, plătește amenda și data viitoare vei fi mult mai atent. Cred că asta ne lipsește nouă puțin, niște reguli mai stricte, știi? De conduită în societate, la asta mă refer în primul rând. Și dacă noi în societate începem să ne comportăm altfel și nu mai aruncăm pe jos și nu mai suntem nepăsător cu ce se întâmplă în jurul nostru, dacă noi, la noi acasă, devenim mai atenți cu cei la noi în casă, noi știm ce acolo. Uite ursul, cei doi urși, eu și cu cel din imagine. Asta apropo de cei care, uite, și azi am un urs pe mine, asta nu e un urs, e un moșcăciun. Povesteam de poza asta, că toată lumea zice că ne pregătim de Crăciun prea repede. Da, uite, noi aici eram într-o parcare cu colegii mei, Eugen, Andreea și colegul nostru Florin, șoferul nostru. Deci dacă noi facem ceva puțin, să nu considerăm că este atât de puțin încât nu contează. Și evident, o imagine tipic mie, că nu puteam să nu fac una din asta. Eu vreau să te întreb de unde ai găsit gogoașa. Era o cafenea foarte drăguță, unde erau chestiile astea și am zis, nu se poate, deci asta sunt eu. Eu mi-asum, frate, sunt grasă că mănânc, asta e, ia câtă dovada. Da, și, nu întâmplător am ales două sau trei poze. Când am făcut postarea asta, am specificat că tot ce vedeți dumneavoastră în fotografii n-am mâncat eu. Am făcut poze la fotografii, am făcut fotografii la farfurile tuturor colegilor mei. Am încercat să mâncăm și noi chestii care la noi se găsesc mai rar sau nu se găsesc. De asta spun, mentalitate, hai să ne deschidem puțin la cap. Hai să fim în aici deschiși, la noi, în casa noastră. Aici e casa noastră. Dacă noi aici suntem deschiși, încet, încet ne uităm în jurul nostru mai atent, nu mai facem tâmpenii, încercăm să le rezolvăm pe cele pe care le-am făcut, nu mai aruncăm, nu așteptăm să vină cineva să ne facă curățenie în casa noastră sau în fața casei noastre, eu zic că încet, încet se vor schimba lucrurile. Deși există și varianta pe care am auzit tot de la românii de dincolo, că și românii de dincolo când vin în țară, primul lucru pe care îl fac este uite regulile. Exact. Știi? Asta vreau, aici vreau să ajung. E puterea exemplului până la urmă, cred eu. Pentru că în momentul în care treci de graniță, suferi o schimbare. Nu suferi nicio schimbare teoretic. Doar că faci ce fac și ceilalți. Păi
Păi de ce se mută? Hai zic, să facem... eu. Nu, hai, propun o zi, o provocare. Hai să facem o zi. Să ne comportăm precum ceilalți de dincolo de granițe? Da. Hai am să fim într-o să zi. Hai să fim într-o zi total altfel decât am fost până acum. Hai să încercăm să ne schimbăm obiceiurile pentru o zi. O zi. Și dacă ziua respectivă va ieși bine și eu cred că va ieși bine, să continuăm, să mai încercăm încă o zi și încă o zi. Pentru că așa se schimbă lucrurile. Noi așteptăm de la copiii noștri să facă ce n-am făcut noi. Nu se poate, pentru că n-au avut de la cine să învețe. Copiii noștri învață de la părinții lor, cum ai spus tu, prin puterea exemplului. Ce exemplu îi dau eu copilului meu? Dacă dau din gură în continuu taca-taca și mă plâng, apropo de tot ce în jurul meu, fiind lucruri pe care le-aș putea rezolva chiar eu. Iei problema în mâinile tale și o rezolvi. Nu. Să vină cineva să ne facă. Nu. Puneți mâna pe lopeți și faceți. Bine, când am zis puneți mâna pe lopeți, nu mă refer. Să săpăm sau să... Da, ideea era să punem mâna pe lopeți, să facem să ceva. Să facem ceva. Să nu ne mai plângem. Hai să nu ne mai plângem. Cred că cu asta ar trebui să începem. Da, eu știu că viața asta este grea. Știu că este și pentru alții care nu trăiesc în bula mea, cum îi spune soțul meu să spună că eu trăiesc într-o bulă de oameni frumoși, probabil că este mult mai greu, pentru că realitățile vieții sunt destul de crunte. Dar, repet, și modul cum privești lucrurile te poate face pe tine să trăiești mai bine, mai ușor. Chiar dacă poate ai frigiderul gol sau nu ți-ai plătit luna asta curentul că n-ai avut bani. Că știi că problema majoră în țara asta de la bani pornește, nu ne mai ascunde după de ce că n-are sens. De la bani, n-am bani să. Ok, pot să înțeleg asta. Dar puțin cu mai puțin acolo se face mai bine. Înțelegi? Puțin cu puțin se face mai bine. Eu înțeleg pentru că am ajuns dincolo, așa cum știm, am plecat, am avut cardul plin și m-au întrebat prietenii, dar din punct de vedere financiar n-am făcut altceva decât să-mi cumpăr în loc de o geantă, două genți, în loc de o pereche de pantofi, trei perechi de pantofi. Și pentru cu că ce te-am îmbogățit asta sufletește? Cu nimic. Ai știut doar că îți permiți să... Dar nu despre asta este vorba în viață, zic eu. Da, ne permitem să cumpărăm o geantă în plus sau o pereche de pantofi. Dar nu despre asta e vorba în viață. Dar nu ne-am gândit niciodată că atunci când avem mai mulți bani să facem mai multe cadouri. O, da. Gândește-te ce să... Adică nu știu dacă tu îți mai aduci aminte, dar eu mi-aduc aminte. Cât de săraci eram pe vremea lui Ceaușescu, Dumnezeule. Țin minte ultimul Crăciun, chiar înainte de Revoluție. Eram atât de săraci că n-am avut ce să punem în copacul ăla pus săraca mama mere. Că n-am avut ce, n-am avut nimic, n-am avut bomboane, n-am avut portocale, n-am avut nimic. Și ne-am bucurat până și pentru clomba aia cu două mere pe ea, pentru că eram împreună. Am uitat să punem pe prim plan relațiile umane și ne bazăm foarte mult pe consumerism. Să avem, să luăm, să... Asta apropo de cum, dacă te duci în magazine și vezi ce se întâmplă de sărbători, că zici că am înnebunit. Cumpărăm cu șapte, zici că mâncăm cu șapte guri. Nu e cazul. Nu e cazul. Și care de sărbători, iubita, că sâmbătă am mers în vizită la niște prieteni și înainte să merg am trecut pe la un supermarket să-mi iau câte ceva. Și te-ai șocat. A început marea perioadă se de... Se numește marea nebunie, mamă, ce perioadă e, marea nebunie, dileală, deci nu există așa ceva. Deci nu există, țin minte că acum câțiva ani mi s-a întâmplat și mie să ajung... Nu știu de ce am ajuns într-un supermarket, că puteam să mă duc la un magazin din colț, dar mă rog, am ajuns într-un supermarket și am văzut o mare de nebuni, jur, toată lumea cumpăra, pot să înțeleg că îți trebuie, nu știu, două pâini mai mult decât iei de obicei, că poate ai musafir. Dar de ce Dumnezeu îți trebuie 7 baxuri de ulei și 50 de baxuri de hârtie igienică? Că nu pot să înțeleg. Era la ofertă, iubita. Ma, uite, chestia asta cu oferta, iar nu pot să înțeleg. Noi românii, asta e garantat, te asigur că așa e, noi românii, cumpărăm lucruri că sunt la ofertă, nu că avem nevoie de ele. Corect. Păi bun, dar de ce să nu cumpărăm doar ce avem nevoie? De ce să facem depozite? Nu înțeleg asta cu depozitele. Să cumpărăm, să avem și după aceea le aruncăm că se strică fără să vreți. Na, asta e. Nu, mă mică, hai să vedem. Luați cât aveți nevoie. Consumați cât aveți nevoie. Nu că e la ofertă, că jur că nu vă trebuie 50 de tigăi. Asta am dat și un exemplu. Știi că asta cu tigaia e specifică românească. Da, da, deci da. Nu vă trebuie 50 de tigăi. Luați cât aveți nevoie. Mâncați cât aveți nevoie. Gătiți cât aveți nevoie.
Și atunci nu mai aruncați și atunci o să aveți și mâine, gătiți zilnic ca să nu mâncați din brișcă, că e mult mai scump, și atunci să vezi cum aveți. Apropo de gătiți zilnic, poate învățăm de la telespectatorul nostru care e prietenul emisiunii Dale Dimineții, pe emisiunii de matinal. Avem un telespectator, e și tata colegei noastre, îi mulțumim pentru efort, au făcut o adevărată artă din a ne arăta cum se gătește o rețetă specială. Avem o surpriză pregătită de telespectatorul nostru, domnul Eduard Hitz, zic bine, Rosi? Da, cu zacuscă, da, nu, să vină rețeta de zacuscă, îl așteptăm și cu rețeta de zacuscă, dar astăzi ne gătește altceva. Din ce am tras eu cu ochiul așa la montajul pregătit de Bia și de Rosi, e vorba despre ciuperci, eu ador ciupercile. Haideți să vedem o rețetă pregătită de telespectatorul nostru. Poftă bună, dragii mei! Bine ați venit la propriu în bucătăria lui Edi. Pentru astăzi vreau să vă pregătesc ceva de sezon și în, să zic, în concordanță așa cu postul Crăciunului. Am pregătit sau urmează să pregătim împreună niște ciuperci cu măsline. Simplu ca bună ziua. Pentru asta avem nevoie de ciuperci. Eu am luat niște șampinioane. Ca să fie mai delicat, am luat șampinioane albe și șampinioane brune. Pe lângă ingredientul principal, care este ciuperca, mai avem nevoie de 200-250 de grame de măsline. Ce vreau să vă spun, cantitățile sunt așa orientative, fiecare își face după bunul plac. Nu este o rețetă bine stabilită, punctată, wow. Niște ardei gras sau capia, eu am folosit capia, are o textură mult mai bună, ceapă verde, că tot mai este de sezon, usturoi, morcov, aici avem și un pic de morcov răzălit pentru a da consistență sosului, pătrunjelul care vine la final și aici mai am trei sosuri care sunt făcute în casă de mine, un ketchup, un sos de ardei și un sos de roșii. Cam astea sunt ingredientele necesare să trecem la treabă. Prima dată începem cu ceapa. O tăiem, am fiecare, eu o tai de-a lungul, alții zică julienă, alții zică eu o tai de-a lungul. Deci am tăiat ceapa, ne apucăm practic de muncă. La început punem la încins. În momentul în care s-o încins, controlăm cu mâna, fără să ne ardem, fără să ne atingem. Vedem că sunt 5 și adăugăm cantitatea de ulei. Eu de data asta am aproximat undeva la 150 de mililitri de ulei, pentru că avem multe ingrediente și nu-mi place să mai pun ulterior. Introducem toată cantitatea de ceapă. Până când se călește ceapa, mergem să ne ocupăm de celelalte ingrediente pentru a le introduce la rândul lor. O să alegem ardeii, pe care o să, după ce în prealabil le-am curățat și am tăiat în jumate, am scos semințele și măduva și toate alea, îi tăiem felii. Mai subțiri, mai groase, mai fiecare cum poate. Ei dau o textură preparatului. Am răzălit unul jumate și ăsta la unul jumate îl tai rondele. Asta pentru a avea mai multă culoare și mai multe forme în preparat și implicit în farfurie. Punem morcovul, îl lăsăm un minut, două să se împrietenească cu ceapa. Putem liniștit să adăugăm și ardeiul și să le lăsăm să se călească toate trei. Deci ceapă, morcov și ardei, tăiem ceapa verde ca să o adăugăm peste ardei morcov. Punem și ceapa verde. Lăsăm aici să câte culori, ce frumos. Roșu, verde, portocaliu, alb. Trecem la următoarele etape. Tăiem usturoiul, atât de feliem. Am tăiat și funzele de ceapă, le-am pregătit că imediat urmează să le
să le introducem. Sosurile sunt pregătite, urmează morcovul răzălit să-l adăugăm, după care restul de ingrediente. Morcovul răzălit. Am ajuns la momentul de a tăia, să zicem, ciupercile. Pentru a avea un pic de consistență această mâncare, eu vă recomand ca la o ciupercă de mărime medie să o tăiem în patru. În felul de și încă o jumate, indiferent cum ar fi ele. Jumate de cotiță și atunci rămân, dați și forma, să vedeți ce frumos o să arate în farfurie și în preparat. După 3-5 minute, am venit în rândul și celor albe. Le punem peste și le împretenim aici cu tot ce a rămas. Ca să nu stăm degeaba până se călesc toate, tocăm pătrunjelul. Urmează să adăugăm sosurile și astea, fiind trei sosuri cu texturi diferite, sucul de roșii e cel mai, cu o textură mai subțire, mai fluidă. Când adăugăm primul, asta de ardei e chiar o pastă, e ardei capia fiert. Deci fiert, nu prăjit, fiert în ulei de măsline. Așa, ketchup care vă spuneam, tot așa făcut, făcut acasă. Vinelor, adăugăm. Ați văzut că nu am folosit sare. Sare, piper doar la final, pentru că măslinele sunt sărate și funcție de cantitatea de sare care va mai trebui, o vom adăuga frunzele de ceapă verde să ne rămână culoarea frunzelul tocat. Spre final, usturoiul. 5 căței de usturoi pisați. Îi adăugăm acum. Iată-ne și la final. Am pus puțin pătrunjel deasupra, după care o să îi punem capacul. Am oprit focul, preparatul este gata. Lăsăm circa 5 minute, după care montăm. După cum vedeți, am ajuns la final. Preparatul este gata. Să-l și prezentăm, așa, într-o farfurie de prezentare. Cu drag, pentru dumneavoastră, din bucătăria lui Edi, poftă mare vă doresc! Din bucătăria lui Edi, Alin deja ne arată că îi e foame Bia. Din bucătăria lui Edi, noi deja salivăm. Am băut aici apă multă, uitându-mă la televizor. Da, ce să spun? Nu știam că se poate combina, se pot combina măslinele cu ciuperci, dar uite că mai învățăm chestii noi. Eu sper să și gust din această rețetă. Bine, felicitări! Aș vrea să gust una făcută de domnul. Arată foarte bine. Vezi, întotdeauna s-a zis că bărbații gătesc mai bine ca femeile și cred că are dreptate cine a zis asta. Soțul te lasă să gătești. Cadou de ziua. Cadou de ziua ta. Mulțumim încă o dată, domnul Eduard, mulțumim Bia pentru implicare. Vă așteptăm și cu alte rețete și nu doar pe dumneavoastră, vă așteptăm, domnule Eduard, vă așteptăm și alți telespectatori. Dragii mei, dacă aveți o rețetă care vă iasă, așa la prima încercare, dacă aveți o rețetă care nu vă iasă la prima încercare și o facem din mai multe încercări, dacă aveți o rețetă haioasă, noi așteptăm să ne o trimiteți, dacă se încadrează în regulile CNA-ului, pentru că noi nu suntem televiziune online aici, domnul Edi a avut grijă să nu se vadă marca produselor, trebuie să aveți puțin grijă la montaj. Noi așteptăm, dragii mei, și alte rețete pe care să le gustăm. Dacă ne și trimiteți, să ne și încercăm. Da, acum am vrut să zic, dacă ne trimiteți rețeta, ne trimiteți și produsul final. Da, să vedem dacă e bun, normal.
Încă o dată mulțumesc pentru implicare. Bună dimineața, ne spune și domnul Enea Vasile. Bună dimineața, domnul Enea. Și o săptămână minunată cu multe realizări. Și mulțumim că sunteți alături de noi. Cu siguranță veți degusta preparatul, îmi scrie domnul Edi. Vă mulțumesc, aștept că... Sper să nu mi se ducă machiajul până la finalul emisiunii. Purședem puțin mai departe și nu suntem chiar la finalul anului, dar mai sunt foarte puține zile până la finalul anului, pentru că deja suntem pe repede înainte. Suntem pe repede înainte, noiembrie e aproape gata, mai sunt doar 10 zile până la sfârșitul lunii, iar luna decembrie vine ca un tăvălug, îmi place mie să spun, peste noi, un tăvălug plăcut, pentru că încep luminile, încep spectacolele, încep pregătirile pentru cea mai frumoasă sărbătoare din an, sărbătoarea Crăciunului, care e foarte repede urmată de trecerea dintre ani. Înainte să mergem către finalul anului, mi-aș dori să facem o retrospectivă a acestui an. Eu aș face la cei 2 ani de când nu ne-am văzut, dar rămânem la un an. Cum a fost anul acesta pentru Roxana Orșanski? A fost un an foarte plin, în primul rând. A fost un an cu multe bucurii. Una dintre cele mai mari bucurii a fost faptul că teatrul nostru a devenit din teatru de proiect teatru de repertoriu, ceea ce înseamnă că avem personal artistic angajat. Cred că asta este una dintre bucuriile cele mai mari din acest an. Sunt fericită că suntem sănătoși, că suntem bine, eu acum mă refer la familia mea, că fetele au crescut și sunt fiecare pe drumul ei, că eu am reușit să mai cânt, că am reușit să joc câteodată atât de mult încât am zis cred că nu o să mai pot și totuși am putut să joc și câte 3 spectacole pe zi și mi-a plăcut dracului de tare. Sunt oameni care mă întreabă, dar cum de reziști? Pentru că totuși, na, 100 de chile și 2000 de ani, pentru că am energie și am energie să mă duc și anul viitor tot în forță, cum a fost și anul ăsta. Am cântat pe aici, pe acolo. În primul rând m-am bucurat eu și sper că am bucurat și pe alții. Am avut foarte multe proiecte la teatru, am fost plecați în Germania, am fost plecați în Republica Moldova. Scoatem acum o nouă premieră, în 8 decembrie o să avem premieră de la Gaițele. Vine Crăciunul, cea mai frumoasă sărbătoare, cum ai spus și tu, Crăciunul pe care eu de fiecare dată mi-l petrec acasă cu familia. Vine Revelionul și o să cânt într-o locație, adică cine vrea să vină să cântăm împreună, să ne distrăm, uitați-vă pe pagina mea de Facebook să vedeți unde, ce și cum. Mă bucur și pentru asta, pentru că știi, e foarte important pentru stima de sine, cel puțin în ceea ce mă privește, ca la 48 de ani să mai sune telefonul și cineva să mai aibă nevoie de tine. Nu că ai fi bătrân sau că nu mai poți, ci pentru că așa e firesc să vină tinerii din urmă, știi? Și trebuie și ei încurajați. Dar uite, încă mai sună lumea și pentru mine. Și ce-mi doresc eu să fie anul viitor, măcar jumătate cât a fost ăsta de plin de bucurie. Că n-am avut anul ăsta nicio pierdere și asta este... cred că cel mai important lucru și cred că asta mi-aș dori, să n-am nicio pierdere anul viitor. Și când mă refer la pierdere, nu mă refer la pierderi materiale, ci la pierderi de oameni. Asta e un miracol după anii grei prin care am trecut, pentru că am pierdut foarte mulți oameni. Am făcut recensământul după ce m-am întors și am realizat că pe cine nu am văzut de 3 ani, 4 ani, pandemia, faptul că m-am mutat la Deva, pe urmă plecarea mea din țară, în decursul acestui an, după ce m-am întors, îmi era teamă să întreb ce face mama, tata, așteptai... făcut acest gafe și am realizat că au dispărut foarte mulți oameni. Tocmai de asta mă bucur că eu anul ăsta n-am avut nicio pierdere. Și asta îmi doresc și vă doresc tuturor, să nu aveți nicio pierdere nici la anul. Povestirem noi la un moment dat, să știți că de când m-am întors, tot încerc să beau o cafea cu Roxana și nu ne-a ieșit toată vara. Nu ne-a ieșit.
printre toate activitățile, teatru, muzică, ești și profesoară de canto. Da, am fost. De ce spun am fost? Fost? Da, pentru că am și anunțat public chestia asta. Din toamna asta am renunțat la a mai preda canto, pur și simplu pentru că nu îmi permite timpul. Mi-am dat seama că cer prea mult de la mine, în primul rând, și nu mai merge cum mergea, adică nu mai am 20 de ani. Timpul pe care mi-l ocupă teatrul este foarte lung și în 24 de ore nu reușesc să mai fac și canto. E foarte greu pentru mine, pentru că este o parte foarte importantă din viața mea, muzica, dar pe de altă parte nici nu este corect față de elevii mei să facem canto din când în când, când se poate. Pentru că la mine prioritar este teatru și atunci, normal, dacă am spectacole sau repetiții, niciodată nu voi lipsi de la ele, că am eu canto. Și atunci am considerat corect, în primul rând, față de copii, să mă retrag deocamdată. Cine știe, poate mai încolo nu o să mai am o activitate atât de bogată și o să revin. Pentru că, repet, este o parte care mie mi-a plăcut foarte tare și care m-a făcut să mă descoper mai mult decât știam că sunt și să-mi descoper părți ale mele pe care nu credeam că le am. Asta, apropo de cloșca care am devenit făcând canto cu copiii. Dar copiii merită tot ce e mai bun și eu în secundă asta nu pot să-l ofer tot. De aceea îi îndemn pe toți să facă, sunt foarte mulți profesori de canto în județ foarte buni, să facă canto și să meargă, pentru că e foarte important să-ți urmezi pasiunea și e foarte important să-ți urmezi pasiunea și să crești în a fi cel mai bun în meseria respectivă, alături de un om care poate să-ți dea tot. Eu neputând să mai dau tot, până acum am dat, dar efectiv mi-am dat seama că nu mai reușesc, fizic nu mai reușesc să fac față la atât de multe provocări și decât să fac jumătăți de măsură, prefer să nu fac nicio jumătate de măsură, niciodată n-am făcut compromisuri, nu încep acum la bătrânețe și să mă dedic în totalitate teatrului și, bineînțeles, părții muzicale care depinde strict de mine, adică aparițiilor mele muzicale, pentru că nici acolo nu-mi permit să fiu și nu vreau să lași tacheta jos și să spună cineva vreodată, ai fost tu ok, dar la bătrânețe mi-ai făcut așa, nu. Compromisuri în ceea ce privește meseria mea, nu o să fac niciodată, chiar dacă asta înseamnă să nu mai apar pe niciunde. Deci ori dăm tot, ori nu dăm nimic. Ori stăm acasă. Ori stăm acasă. Nu stăm acasă, că mai avem ceva de zis, mai avem ceva de făcut. Se pare că da, dragii mei. Uite, mai avem ceva de zis și nu stăm acasă. Mai avem foarte puțin. Mi-a arătat Rosi cele 10 degete, astea a însemnat 10 minute. Personajul... Foarte mult timp. Personajul preferat. De la ultimile noastre întâlniri vreau să știu, ai întâlnit un personaj preferat altul decât cel din trecut? Ce ai jucat cu așa cu drag? Toate spectacolele în care apar eu să juc. Da, unul trebuie să fie mai aproape de sufletul tău. Toate, ai să râzi, nu pot să spun un anumit rol, să spun acolo. Nu, eu în primul rând, cred că trebuie să mai spun asta ca să se înțeleagă foarte clar. Toate personajele sunt cele preferate dintr-un singur motiv. Și anume, întâlnirea cu publicul. Ăla este, cred că, cel mai important rol pentru mine. Faptul că mă întâlnesc cu publicul. Nici nu contează, pot să fiu cine o fi. Nu contează. Sunt acolo pe scenă, îi văd și mă văd și ne simțim unii pe alții. Că e foarte important să ne simțim, nu doar să ne vedem. Și cred că toate personajele pe care eu am avut ocazia și cinstea să le interpretez, mi-au dat această ocazie să mă întâlnesc cu publicul. Deci rolul meu preferat este întâlnirea cu publicul. Dar cel mai chinuitor rol, eu vreau să cred că cel mai chinuitor rol n-a venit încă. Păi cred și muzicanții din... Muzicanții din vreme, da, am reușit să mă spunzure de ștangă, da, toată viața mi-am dorit, zic, aoleu, când o să apar și eu știu joată de ștangă, ia câtă că s-a întâmplat. De ce spun că cel mai chinuitor rol n-a apărut încă? Pentru că în 24 luna aceasta o să avem o întâlnire la sediul teatrului cu marele regizor Hauswater, care este recunoscut pentru chinul pe care îi supune, la care îi supune pe actor. Deci urmează probabil cel mai chinuitor rol, dacă o să trec de castingul la domnul regizor, anul viitor, cine știe ce. Mă vedeți pânzurată pe teatru, eu știu, nu știu ce să fie. N-a fost niciunul chinuitor.
Și în același timp toate. Și de ce? Pentru că acea frământare pe care o ai tu cu tine ca să-ți găsești, ca să-ți găsești locul, ca să găsești calea pentru a fi cea mai bună variantă ta în rolul respectiv, cred că ăla e un pic, dar nu pot să zic că e chin. E un pic de frământare, cred că ăsta ar fi cuvântul cel mai potrivit. Cel mai chinuitor rol n-a venit încă, încă l-aștept pentru că mai am multe de spus și nu ies la pensie. Na. Există vreun rol pe care ți-ai fi dorit să-l ai și nu l-ai avut până aici în carieră? Nu. Nu. Toate rolurile care mi s-au oferit, indiferent că am fost în rol principal sau tufa numărul 5, care am trecut și-o pe acolo, cum se zice, în teatru, am cărat tava, nu, n-a fost niciun rol să zic, îmi doresc cu ardoare să fac. Am considerat că regizorii sau cei care mi-au încredințat rolurile au știut ce este cel mai bine pentru și ce mi se potrivește mie cel mai bine. Și dovada a fost publicul care la final a spus, bă, a fost foarte bine. Sau ar fi putut fi mai bine. De ce nu? Că nu sunt întotdeauna perfect. Întotdeauna este loc de mai bine. Deci n-aș putea să spun că îmi doresc ceva anume. Îmi doresc orice mi se oferă. Îmi doresc să mi se ofere, în primul rând. Să mi se mai ofere. Asta îmi doresc. Frumos spus. Eu sunt convinsă că până la anul, nu știu dacă reușim să ne mai revedem cu Roxana la matinal până la finalul anului, dar vă promit, dragii mei, că vom veni imediat după anul nou împreună la matinal aici, la Dale Dimineții, să povestim despre cum au trecut sărbătorile și despre planuri pentru anul care urmează. Pentru că, normal, după ce faci o retrospectivă, ar fi să discuți de planurile de viitor. Aia va fi o altă emisiune, pentru că îmi doresc să s-o povestim așa pendelete aici la Dale Dimineții. Mi-aș dori și lansez invitația Roxanei să fie cât mai aproape de noi și măcar o dată pe lună să vină alături de noi să ne povestească din întâlnirile când vrei, cu publicul. Eu sunt dispusă. Până atunci, gaițele, să nu uităm. Mai avem o altă premieră până la sărbătorile de iarnă, după gaițele. Gaițele și după aceea voi avea din nou ocazia, dacă tot merg bine, ca alături de cei trei tenori din trupa de dincolo de Prută, este o trupă de tenori foarte bună, Nobil Band se numesc, să cânt într-un concert de Crăciun care va fi găzduit la Teatrul de Artă din Deva în 21 decembrie. Încă n-a apărut anunțul, vi-l fac eu acum. Deci dacă vreți să ascultați muzică de calitate în interpretarea trei tenori extraordinari, Nobil Band, originar din Bălți, Republica Moldova, și o să mă vedeți și pe mine acolo, pentru că mi-au făcut onoarea de a mă invita să cânt alături de ei câteva melodii, melodii de suflet, să spun așa. Atunci vă aștept în continuare să veniți la teatru și oricum, dacă vă uitați pe Facebook-ul meu, știți că întotdeauna voi vorbi despre teatru și când nu voi mai fi acolo. Dragii mei, ne luăm la revedere, că ne-am apropiat de final. Imediat Rosie o să ne spună, nu că s-a terminat, că suntem afară din emisie, pentru că eu mereu fac această boacănă. Mai am ceva de spus și după ce se încheie spațiul de emisie. Roxana, îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc că m-ai chemat. Și vă mulțumesc, noastră, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit. Ne luăm la revedere, dragii mei, până mâine dimineață. Până mâine dimineață, când alături de mine, și vreau să nu fac o greșeală, mâine dimineață, aici la Dale Dimineții, alături de mine în platou, vor fi doi tineri. Doi tineri, o domnișoară și un domn. Domnișoara Cristina Roxana Măgureanu și Alin Modârcă. Ce fac cei doi tineri? De ce sunt aici alături de mine la Dale Dimineții? Va rămâne pentru dumneavoastră până mâine dimineață o surpriză. Vă aștept mâine dimineață la 7 fix să descoperim ce mai fac tinerii, cum răzbat, de ce s-au hotărât să se ia de piept cu timpul liber. Până mâine dimineață eu nu pot decât să vă spun așa. Vă doresc o săptămână minunată, plină de realizări. O săptămână cu soare,
în suflet dacă afară ninge și nu trecem de plafonul de nori. Dar păstrați, dragii mei, dacă puteți, în sufletele voastre, un dram de bucurie, un dram de veselie și nu uitați, iubiți și dăruiți iubire mai departe. Pe mâine dimineață!